Alertă la colegiul pedagogic Ștefano Dobleja din Drobeta, Turnul Severin, unde 11 copii dintr-o clasă pregătitoare s-au îmbolnăvit de varicelă în ultimele două luni. Cursurile au fost suspendate, iar copiii au fost trimiși acasă. Ei se vor întoarce când nu va mai fi niciun pericol și spațiul va fi igienizat. La nivelul unității noastre a apărut un focar de varicelă. Pot să vă confirm faptul că unii copii sunt suspecți de varicelă și alții, într-adevăr, au avut. Au fost demarate toate demersurile legale, atât de către conducerea unității, cât și de către cabinetul medical. Toate cazurile sunt în evidența medicilor de la DSP Mehedinți, care spun că în afara acestui focar s-au înregistrat doar cazuri izolate în alte școli. În județul Mehedinți s-au semnalat cazuri sporadice la diferite școli și diferite clase, cele mai multe fiind semnalate la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja, 11 cazuri la clasa pregătitoare. Potrivit RNews, numărul cazurilor înregistrate anul acesta este de 140 de îmbolnăviri. Medicii de la Direcția de Sănătate Publică spun că perioada de incubație de la expunerea la virusul varicelei până la apariția primelor semne de boală este între 14 și 16 zile.